Bună seara, bine v-am găsit la știrile Action TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Gospodării atacate de urși la Limpești. Continuă montarea stațiilor destinate transportului public din Târgu Jiu. Aur și bronz pentru atletele din Gorj. O târgujeancă a ajuns la spital după ce a trecut strada ilegal și a fost lovită de o mașină. Accidentul s-a petrecut ieri după amiază pe raza comunei Benge, Ciocadia. Din cercetările polițiștilor reiese că șoferul autoturismului, un bărbat de 41 de ani din localitate, circula regulamentar pe sensul de mers Bumbești-Pițic-Târgu Jiu și nu consumase alcool. Pietonul nu a putut fi testat. La data de 13 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Bengești-Ciocadia s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate s-a stabilit că un bărbat de 41 de ani din comuna Bengești-Ciocadia, în timp ce conducea un autovehicul pe drumul național 67 din direcția Bumbești-Pițic spre Târgu Jiu, ar fi acroșat o femeie de 75 de ani din municipiul Târgu Jiu, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și semnalizat corespunzător. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar pietonul nu a putut fi testat, întrucât acuza dureri, urmând să-i fie recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un copil de 2 ani din municipiul Târgu Jiu a fost transportat în stare gravă la un spital din București după ce ar fi căzut o bucată de lemn în cap. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții SJU Târgu Jiu, bebelușul era conștient când a ajuns la spital. Acesta avea traumatism cranian și după ce a primit îngrijiri medicale a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsenii din București. La data de 13 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 1 Poliției Rurale Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în urma prezentării la secția UPU Târgu Jiu a unui copil de 2 ani, însoțit de părinții acestuia, întrucât prezenta o lovitură la nivelul capului. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, la data de 12 noiembrie anul curent, în timp ce minorul se afla la locuința sa, i-ar fi căzut o bucată de lemn în zona capului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a fost produs evenimentul. A fost panică în localitatea Alimpești, unde un urs a intrat în două gospodării. Animalul, pornit în căutare de hrană, a provocat mai multe stricăciuni. Scene asemănătoare s-au derulat și cu o noapte în urmă în aceeași comună. Atunci o ursoaică cu pui a intrat în casa unui alt cetățean. Jandarmii gorjeni au răspuns la solicitare deplasându-se cu o echipă de intervenție. Deocamdată ursul nu a fost localizat. În ziua de 13 noiembrie, anul curent, au fost recepționate două apeluri nou, 112, de la un cetățean din localitatea Alimpești, unul referitor la daunele provocate de urs într-o casă noaptea precedentă și ulterior, în jurul orelor 19:40, referitor la prezența unei ursoaice cu pui în apropierea casei unui vecin. La primirea apelului nou, 112, care sesiza prezența urșilor, jandarmii gorjeni au înștiințat prin mijloacele de comunicare, instituțiile și persoanele cu atribuții în domeniu, iar un echipaj de jandarmi a fost direcționat imediat către locul solicitării, luând măsuri de siguranță a cetățenilor și bunurilor. Astfel a fost delimitată și verificată zona unde au fost observați urșii, au fost utilizate semnale acustice și vizuale pentru alungarea acestora, tocmai pentru a elimina pericolul unei întoarceri în zonă. O femeie a fost accidentată mortal de un autoturism pe raza comunei Breasta. Tragicul eveniment a avut loc luni seara. Un bărbat de 41 de ani din Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-606A către Craiova, ar fi acroșat o femeie de 79 de ani din comuna Breasta, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma impactului, femeia a murit. Polițiștii craioveni au fost sesizați în jurul orei 18 și 15 minute despre producerea evenimentului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul. 42 de percheziții domiciliare au avut loc în această dimineață în Vâlcea, Ilfov, Călăraș și București. Sunt vizate persoane bănuite de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.
Potrivit anchetatorilor, cercetați în cele două dosare penale sunt 28 de suspecți, persoane fizice și juridice. Acuzațiile ce li se aduc sunt cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Astfel s-a stabilit că bănuiții ar fi controlat în fapt sau în drept 16 societăți comerciale, iar prin intermediul acțiunilor întreprinse ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66 de milioane de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice. Faptele s-au petrecut în perioada 2016-2022. Atac violent într-o gospodărie din comuna Doljană, Malumare. Polițiștii au stabilit că un tânăr de 24 de ani, care se afla la volanul unui autovehicul, a lovit din spate o mașină parcată și a proiectat-o prin poartă în curtea persoanelor vătămate. Atacul a fost surprins de o cameră video. Ulterior, agresorul ar fi amenințat proprietarii și ar fi încercat să forțeze ușa de la intrarea în casă. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 octombrie, însă a fost făcut public de polițiști pe 13 noiembrie. Tânărul este cercetat în stare de libertate pentru distrugere, amenințare și violare de domiciliu. Proprietarul imobilului din Malumare a povestit că atacatorul a venit cu gândul să se răzbune după o altercație în Elveția. El avea asupra lui o machetă. Omul a fost amenințat că dacă nu-și va retrage plângerea, se va alege cu casa incendiată. A fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de distrugere, amenințare și violare de domiciliu. Continuă montarea noilor stații de așteptare inteligente pentru transportul public din municipiul Târgu Jiu. În total vor fi instalate 47 de astfel de stații. Prima stație a fost montată în zona LPS, iar ieri au mai fost amplasate două în zona Gârdu. Potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, noile stații vor fi instalate în toate zonele orașului pe principalele artere rutiere. Stațiile vor fi echipate cu ecrane prin care călătorii vor afla în timp real informații privind traseele, mijloacelor de transport în comun și timpul de sosire. Investiția este realizată printr-un proiect cu finanțare europeană. Nu sunt nici măcar acestea care le-am prezentat aseară finalizate, pentru că pe lângă acel iluminat al stațiilor va urma și montarea, va mai urma și o perioadă în care se instalează panourile de informare. Adică cetățenii vor fi informați în timp real de durata pe care o mai au până vine mijlocul de transport în stații. Dar toate aceste proiecte sunt corelate. Trecerile de pietoni, care au fost o parte dintre ele îndepărtate de la sensul giratoriu, cu semaforizare pe buton, aceste stații, sistemul de transmitere de la mijloacele de transport la semafoare, toate acestea vor fi corelate în acea centrală din Vasile Militaru, Ioan Fota, o centrală, așa cum vă spuneam întotdeauna, care pare ca o bază NATO. Acolo veți vedea pe ecrane, și de-abia așteptăm să vă prezentăm, veți vedea pe ecrane municipiul Târgu Jiu, mai ales cu bulevardele și străzile pe care avem transport în comun. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a solicitat Ministerului Educației să trimită corpul de control la Inspectoratul Școlar Județean. Reprezentantul guvernului în teritoriu acuză conducerea ISJ de abuz de putere. În replică, conducerea inspectoratului spune că afirmațiile prefectului sunt complet neadevărate. Prefectul Popescu a declarat că actuala conducere a instituției face o politizare extremă a actului educațional. Prefectul susține că a primit nenumărate sesizări în acest sens. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj face o politizare extremă a actului educațional, având nenumărate petiții și sesizări în acest sens. Cred că în fiecare săptămână, din ultima lună, avem câte 2-3 sesizări pe diverse subiecte, dar toate convergând spre același abuz de putere, utilizarea managementului instituției, Inspectoratului Școlar Județean, cu accente politice. Și drept urmare am solicitat Ministrului Educației să trimită corpul de control pentru o analiză detaliată a respectării normativelor, regulamentelor și noii legi a educației în tot ceea ce înseamnă activitatea Inspectoratului Școlar Județean. Totodată, Popescu a ținut să precizeze că în sesizări au fost semnalate presiunile pe care conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj le face la adresa unor directori de școli. Există foarte multe petiții care toate menționează astfel de presiuni pe care inspectoratul le face la adresa conducerii unor școli, amenințând chiar cu demiterea, ceea ce s-a și întâmplat în anumite cazuri, sau în alte cazuri în județul Gorj, au existat și demisii voluntare
tocmai ca urmare a unor astfel de presiuni și a unor atitudini care nu pot fi compatibile cu spiritul mediului educațional. În replică, reprezentanții ISJ Goj resping acuzațiile prefectului, explicând că doar Ministerul Educației este în măsură să verifice aspectele procedural-metodologice din activitatea ISJ Goj. Inspectoratul Școlar Județean Goj respinge cu fermitate acuzele lansate în spațiul public de către instituția prefectului județului Goj privind presupuse fapte de abuz în serviciu sau de politizare a actului educațional. Respectăm inițiativa prefectului județului Goj de a solicita Ministerului Educației un control la Inspectoratul Școlar Județean Goj în situația în care dumnealui consideră că este necesar, pentru că în ultima perioadă instituția noastră a fost supusă unei presiuni considerabile atât din punct de vedere instituțional cât și mediatic privind aspecte față de care instituția prefectului județului Goj nu are competențe. Inspectoratul Școlar Județean Goj a respectat și va respecta actele normative în vigoare în vederea asigurării unui sistem educațional de calitate. Ordonanța austerității nu va alunga colindătorii de anul acesta de la primăria municipiului Târgu Jiu. Autoritatea locală a înaintat un memorandum Ministerului Dezvoltării pentru a-i putea răsplăti pe copiii care vor trece pragul instituției de sărbători. În fiecare an, preșcolarii și școlarii din toate școlile și grădinițele de pe raza municipiului Târgu Jiu au colindat primăria municipiului Târgu Jiu, fiind recompensați cu dulciuri. Însă, de această dată, autoritățile locale nu mai pot achiziționa cadouri cu bani din bugetul primăriei. Dar primarul Marcel Romanescu caută o variantă pentru ca desaga moșului să nu fie chiar goală. Colindători vom primi, pentru că totuși sunt sărbătorile de ian în care tinerii din Târgu Jiu ne colindă indiferent că le oferim sau nu le oferim ceva. Acum, sincer, noi ca autoritate publică locală am făcut un memorandum pe care l-am adresat Ministerului Dezvoltării și sperăm ca prin acel memorandum să primim un aviz favorabil ca măcar de sărbătorile de iarnă să putem achiziționa ceva pentru a le oferi colindătorilor care vor ajunge în primăria municipiului Târgu Jiu. Legea este interpretabilă. Acolo, în acea lege, ordonanța, că încă nu este lege, spune că vorbim de sărbătorile legale. Și de sărbătorile legale putem să alocăm din bugetul local o anumită sumă. Acum, eu nu pot să vă spun că o să primesc colindătorii doar de Crăciun sau de Anul Nou. Vorbim de sărbătorile dinainte de sărbătorile de Crăciun, în care am oferit aceste pachete. Și atunci am lăsat la aprecierea Ministerului Dezvoltării și, de fapt, a Guvernului să ne spună dacă este corect să putem achiziționa anumite obiecte, anumite, cum să vă spun, cadouri pentru colindători sau, dacă nu, îi primim cu brațele deschise, sigur o bombonică vom găsi întotdeauna ca să le oferim celor care ne colindă, chiar dacă o vom face din resursele proprii. Din păcate, sărbătoarea națională a fost afectată de ordonanța austerității. Atât concertul programat cu Loredana Groza, cât și mesele festive au fost anulate. Soarta primei de Crăciun se decide săptămâna aceasta. Mai exact, marți este programată o întâlnire între sindicatele și administrația din cadrul complexului energetic Oltenia. Vor fi analizate soluțiile pentru ca veniturile angajaților să nu fie diminuate de măsurile de austeritate. Există pericolul ca beneficiile și primele și chiar anumite sporuri să nu mai poată fi acordate. O variantă ar fi includerea lor în salariul de bază. Minerii și energeticienii din complexul energetic Oltenia au prevăzută la final de an încă o primă. Aceasta are valoarea de 3.000 de lei și va fi încasată înainte de Crăciun. Complexul energetic Oltenia va asigura servicii de mentenanță pentru utilajele de preparare a cărbunelui pentru grupurile energetice. Sunt vizate și circuitele de benzi transportoare. Vor fi achiziționate piesele de schimb necesare utilajelor respective. Bugetul este de câteva sute de mii de lei. Mentenanța va trebui să fie asigurată de la jumătatea lunii viitoare. Astfel de echipamente sunt în folosință atât la carierele miniere cât și la sucursalele electrocentrale. Este nevoie de gaze naturale pentru complexul energetic Oltenia. Compania energetică are nevoie de gaze naturale pentru alimentarea sediilor administrative, precum și pentru sucursalele electrocentrale. Conform companiei, este nevoie de un contract de furnizare a gazelor naturale pentru două dintre sediile principale ale CEO. Acestea sunt destinate alimentării centralelor termice care deservesc sediul executiv al complexului și hostelul Miami, ambele din Târgu Jiu. Bugetul este de peste 200.000 de lei. Va fi nevoie de un contract pentru următoarele 12 luni, începând cu luna ianuarie a anului viitor. Campionatul balcanic de maraton a venit cu noi medalii pentru atletele din Gorj. Competiția s-a desfășurat în Grecia, la Atena, pe 12 noiembrie.
Adela Bălțoi Dumitrescu, sportivă ce reprezintă cluburile ACS Feroviar și CSM Caransebeș, și Alina Eremia, atletă legitimată la CSM Târgu Jiu și CS Pandurii, au luat aurul pe echipe. Pe lângă această performanță, Adela Bălțoi Dumitrescu a reușit să urce și pe podium la individual. Gorjanca a terminat cursa pe locul 3 în 2 ore 54 de minute și 20 de secunde. Ea se pregătește cu antrenorul Gabriel Brănișteanu, în timp ce Alina Eremia este antrenată de profesorul emerit Ion Bură. Delegația României a obținut alte două medalii. Alexandru Ilie Corneschi a luat argintul la individual, iar echipa masculină, din care a făcut parte și Silviu Stoica, a fost a treia. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.